ia un premiu, un bani. Nu ți-am face tu. Și premiul tot a dumneavoastră. Radio Oglea, care mai au și eu ceva la ce care au luat. Da, da, da. Ori în casa Criș, nu a trebuit acasă. Da, nu, să vă mai aducem un premiu. Nu, asta îmi zică. Da, pe la oală, pe la ăsta și să duceam în jos. Nu m-a auzit și tot. A, era supărat după mediu. A, da. Deci ea și îl scotea din priză, dar nu știa că de fapt dacă stă în priză. Fiu la ea noapte. Domnul mi s-a face. Face mult ori ca... Bucuros și se vă bucura. Mulțumesc. Mă încerc că-i de aici. Uite, doamna, semenii aici cu... Da. Doamna. Dumnezeule. Au venit și de la Reșița niște domni și doamne ca să vă facă fotografii, poze. Da? Da. Păi, nu, eu o femeie străină. Da, o femeie. Da. Sunteți campioană. 107 ani. Da. Mai e cineva în țară? În țară, cred că vor fi. În țară, da. Marius, în țară sunt. Mai sunt, dar o mențiuni. Mai e o persoană de o... Domnul Popovici zicea că e cea mai bătrână din țară. Ori e, ori e. Hai mai să zicem chiar așa, să păi zic da. Că nu mi-a adevărat. Știi ceva cu s-ar putea? Mai... Da, de obicei, eu nu fac să popovici. Știi că se face în Eu plec evidența informatizată la București. Păi de acolo am făcut. Și au mințit ce înseamnă că au mințit. Dar care locuiesc, care locuiesc în țară. Care locuiesc în țară. Doi, nu ne-am mântuit. Îi voie. Convuvule. Suntem în Caransebeș, la familia Semenii, unde aniversăm, sărbătorim străbunica pe care noi o apreciem și pentru care am venit astăzi aici, deoarece împlinește o frumoasă vârstă de 107 ani. Anul trecut, la aniversarea 106 ani, am fost foarte încântați și bucuroși să fim alături de dânsa. Dânsa ne-a promis că ne invită și la aniversarea 107 ani, motiv pentru care am venit cu mare drag și în același timp am dorit să marcăm acest moment printr-o diplomă premium 107 și în baza unei hotărâri de Consiliul Local să acordăm și un premiu consistent pentru a veni în ajutorul domniei sale și al familiei în ideea de a o ajuta, de a-i ajuta să o întrețină, să-i asigure toate cele necesare ca doamna Semenii să aniverseze peste un an și 109 ani de viață. Ca doamna Semenii să aniverseze peste un an și 108 ani de viață, deoarece ne dorim ca în continuare dânsa să reprezinte Caransebeșul, județul Caraș-Severin, Banatul, în acest clasament al celor mai vârstnici cetățeni din România, având în vedere faptul că, din informațiile noastre, dânsa și în prezent ar putea fi catalogată ca cel mai vârstnic cetățean român, având în vedere că alți cetățeni români care s-au născut înainte de anul 1907, deși figurează în baza Serviciului de Evidență Informatizată a Persoanei, fie că nu mai sunt astăzi acum în România, fie că au mențiuni ca posibil decedați. Așadar, doamna Semenii ar putea fi chiar campioana României la această frumoasă aniversare de 107 ani. Ați vorbit cu dumneaei, spuneați că este foarte lucidă pentru vârsta sa, a vorbit despre primul, despre al doilea război mondial, despre revoluție. Spre surprinderea și bucuria noastră, deși doamna Semenii are 107 ani, are un spirit tânăr, are mult optimism, are umor,
glumește, evocă cu pasiune și foarte lucidă momente importante din viața dânsei, dar în mod esențial din istoria acestor locuri sau din istoria României. Începând cu primul război mondial, cu al doilea război mondial, cu Revoluția, își aduce aminte, evocă momente importante și le explică atentă și cu multe amănunte, cu multe detalii, cu pasiune și cu plăcere. Așa cum spunea Brâncuș, când încetăm să mai fim copii, murim. Cred că doamna Semeni, la 107 ani, are un spirit de copil, un spirit tânăr și sunt convins că vom fi aici și la aniversarea 108 ani. Noi. Dacă noi ceilalți, evident, începând cu primarul și cu echipa tehnică, alături de reprezentanții presei, de cel la serviciu de evidență informatizată a persoanei, vom fi și noi sănătoși ca să ne bucurăm alături de dânsa de aniversarea 108 ani. 107 ani. Care e secretul? Ce secret aveți? N-am avut nimica. Munca. Eu munca. Lucru. Eu inconștient lucru am fost. Acesta e secretul. La grădină am avut atunci, am avut niște hoara, am avut gâși, am avut... Eu tot gospodărie am plăcut foarte mare. Și pentru că noi promovăm sănătatea, ce le spuneți? Că n-ați fumat niciodată, nu? Cum? N-ați fumat niciodată. Nu. Nu, deci n-ați fumat și ați prins această frumoasă vârstă. Dușmani n-am avut. Și nici dușman ați, asta e mai greu. Cu fumatul era mai ușor. Toată lumea frumoasă am vorbit. N-am avut dușmani. Și auziți, am înțeles că vă plăcea să jucați remi. Vă plăcea remi să jucați? Am jucat, ala da. Da, ala da? Da, da. A fost aici doamna Vlad, ala când am avut timp, am jucat remi. Da. Jocuri frumoase, liniștite, care implică și atenție și inteligență. Frumos. Dar țigări nu. Fără țigări. Nu. Fără țigări. Deci fumatul dăunează grav sănătății. Promovăm-o. Un loc care când am mers la ea, te dă servit o cafea, te dă una servit un țiau, un țigar la mine. Și? Eu am luat-o, dar și? Când e nu pe ajut, când am tras fum, imediat am pus-o afară. Ala pumnul ala. N-am ghitat fumul. N-ați înghițit fumul? Nu. Bine ați făcut. Și țigara ați aruncat-o? Nu am plăcut. Nu. Și la Tomisa, din fume, la curte. Băi, Tomisa, tu ai fumat. Ai de bună nas, ai. Munca, a spus. În afară de muncă, întreabă domnul Neamțu, ce secret ați mai avea că ați ajuns 107 ani? Laptele de capră a fost bun? Și el am ținut. Tot mi s-a atâta de slab, copilul a fost, tot am avut frică la plămâne. Și am ținut o capră 2 ani. Și a fost un șef de gara, care copilul el, iar a fost așa. Și a luat la mine 1 kg de lapte capra și a dat 1 kg de vaca locului. El a fost doctor de vitinar. Aha, când am avut treaba la porci, mai eu tot fiecare an am tăiat porci. Dar nu 100 de ani, 180-200 de kilogram. Așa porc mare tăiați în fiecare an. Eu tăie una mare. Deci uite, un secret, carnea de porc poate fi... Da. Pentru longevitate. Și când am mers la doctor, a avut ceva la... A femeie asta servici când a venit oricând. Eu am mâncat masa lui mai mult ori. Deci, n-a fumat, a mâncat carne de porc și a muncit. 3 secrete. Și a avut un păhărel de răchie, așa. Și răchie, țuică de banat ați băut dimineața? Câte un păhărel, așa, țuica de banat, răchia de banat. Poate fi un secret. Țuica am băut. Ați băut țuică? Am băut echipățeni. Hai, încet, spuneți-mi, mie să n-aude. Am avut la Buchin, acolo la Ineu, lângă el fosta Buchin. Da, și? Și când o vin femeie la mine, eu am avut prăjitura fript. Eu foarte mult am plăcut prăjitura fript. Da. Și tot unul am servit. Tot a dus la mine, suica, cartofi. Mă domnul, nu mai duceți cartofi, mai avem pământ. Eu n-am folosit așa mult. La mii 50-60 de kilogram de cartofi, eu mai mult de țeie am făcut mâncare. Și da țuică să vă aducă? Duce. Da. Cartofi nu, da țuică, da. Am băut un pic de țuică. Da.
E bine, păi țuica face poftă de mâncare și e bună. Am avut poftă. Dar mai mult când acum. Dar acum nu vede țuică, nepotul. Țuică. Nu, acum, de la el, el are palinco. Atâta tare. E prea tare. Arde gâtul al meu. Păi dar las că, uite, vă aduc eu niște țuică de 40 de grade. Palinca e prea tare pentru dânsa. Uite, anul trecut v-am adus babyfonul, da? Anul ăsta vă aduc niște țuică făcută de mine. Bine? Bun, mulțumesc. Să-mi aduce aminte, să trimit niște țuică. Până când ține Dumnezeu? Până la 110 să fim campioni Caransebeșului. Așa ne-am înțeles, nu? Cumva bine să la doamnă jucați la nuntă, la nepoată. Și de toate face. Pe tine, tot face. Doamne ajută. Dar tanti, v-ați fi gândit că prindeți așa o vârstă frumoasă, 107 ani. Multor din ăsta tinerese. Eu n-am avut, noi, cum a fost, eu, noi n-am avut voie să mergem la stație, joc. Noi la față acolo am avut, eu am avut un crion care am făcut școală la pământ și ala am jucat eu tot de una. Gondoskodtál, hogy érsz 107 éve? Aj, nu pe naibii. Gondoskodtál, hogy érsz 107 éve? Gondoskodtál te? Da. Nem gondoskodtál mi. Beszél románul. Te de una. Te-ai gândit că o să ajungi la 107 ani? Ai mult orginesc. Doamne, până când trăiesc eu. Dar te-ai gândit vreodată că o să ajungi la 107 ani? Cât de Dumnezeu la mine atâta ani. Dar ați vrut să ajungeți aici? V-ați dorit? Ce? Ați dorit să ajungeți la 107 ani? Cum ați gândit? Da. Așa v-a dat Dumnezeu, dar nu v-ați gândit noastră să faceți? Ce să mai fac? Pot să fac ceva? Nimic. Trece zilele, trece anul. Foarte frumos. Dacă e sănătoasă... Sănătoase. Și vine primarul, uite, și rimează. Doresc și dumneavoastră. Știe valoarea banului, știe ce înseamnă 70 de mii. La 107 ani. Ce vă supără, ce vă doare acum? Ce povim? Vă doare ceva, vă supără ceva? La picioarele. Nu doare așa, nu pot să port. Numai totuși la picioare am treaba. Toate jugurite, cum bătrin, pele bătrină. Dar restul nu-i nimic, nu vă doare nimic. nu doare. Nu doare nimica. Bravo. De-aia sunt necăzite. Nu doare o semenea bine, se doare și a se duce la moarte. Nici una nu am. Doare și trece. Da. Păi înseamnă că sunteți sănătoasă. Da, așa semne. Doare și trece înseamnă că sunteți sănătoasă. E bine. Mulțumesc la Dumnezeu. Am. Nu am de. Bine, sunt... Care zi? Duce afară la stai. Vara la ghici. La mulți ani. Nu-i ca pălinca, nu-i ca pălinca, dar merge. Ia așa ce pălinca, e foarte bun. Asta nu-i pălinca. Nu mai să zici nimic. Să rămână la revedere. Da, de unde am văzut. Da? Da, de unde. Sport. Sport, vă drag. Să rămână. Să rămână la revedere, cu drag, să rămână. La revedere, mulțumim. Mulțumesc, Marius. Bucuroși că avem o bunică de 107 ani, după câte am înțeles, cea mai longevivă din județul Caraș, chiar poate și din țară. Și eu îi doresc multă sănătate în continuare și să fim sănătoși. Cum e ea așa, 107 ani? Cum vă înțelegeți cu ea? Foarte bine. Ce să zic, câteodată nu prea ascultă, dar în rest, bine. E sănătoasă? Este sănătoasă. A picat acum vreo o lună de zile și s-a lovit la picior.
A fost mai greu și pentru ea și pentru noi. Ce să facem? Acum ea m-a crescut, eu trebuie să o cresc, pentru că asta este, deci ea mi-a crescut și eu trebuie să am grijă cât are zile date de la Dumnezeu. Trebuie să spuneți numele? Numele meu este Tommy Speichert Antoniu. Speichert Antoniu. Okay. Și sunteți nepot? Le-am dat jos pe la toți care au ce să fie și nu mă pot să fie.